Și aici, în castel, stătea Mihai Viteazu când a avut luptele la Șelimbăr. Ce frumos era, ce era, numai mese de marmură și scaune de marmură era, ce era ceva frumos. Aici era închis, numai pomi era, mer, peri era, era tare frumos. Păi prin 66 a început să remedieze, dar numai vă câteva zile și așa l-a lăsat, și a fost o dărâmat.